Vă spun încă o dată bună dimineața și mă bucur să fim aici. O să mergem mai departe cu ceea ce noi am vorbit data trecută. Cu o lună în urmă am avut un subiect, dacă vă mai aduceți aminte ce am discutat ultima dată? Cum? Cum? Nu, aici. Mai știe cineva cu o lună în urmă ce temă a fost discutată? Abandonarea de sine, exact. Deci, înțelepciunea abandonării de sine. Asta am discutat cu o lună de zile în urmă în locul acesta. Da? Și atunci spuneam că vom merge mai departe data viitoare cu această temă, ceea ce se va și întâmpla astăzi. Pentru că data viitoare știu că n-a fost suficient ca să se aprofundeze subiectul. Asta unul la mână, doi la mână, este un subiect greu. E greu pentru mine, nu mai zic pentru fiecare, mai ales pentru cei care nu sunt familiarizați cu psihologia, chiar este un subiect greu, dar pentru toată lumea. Dar pentru că, în mod natural, nu facem asta, nu ne abandonăm. Noi, prin naștere, avem o fire omenească care se împotrivește cu toată puterea abandonării de sine. Nici unul, în mod natural, nu se abandonează, clar. Da? Deci nici unul din noi. Și atunci, ca să învățăm abandonarea, avem nevoie să știm prima dată cum să facem asta. Și după aia să luăm decizie. Ce facem cu ceea ce știm? Și anume să și punem în aplicare. Personal, pot să spun că am fost atentă de data trecută până acum la mine, să văd cum reacționez. Uneori am reacționat bine, alteori jalnic. Dar sunt hotărâtă să merg mai departe pe calea asta și să lucrez cu mine. Și același lucru îl aștept și mi-l doresc de la fiecare, să lucrăm cu noi în ce privește abandonarea de sine. Și cineva spunea, și am citit lucrul ăsta undeva, spunea așa că femeia este singura ființă care cucerește abandonându-se. Da? Și anume se dăruiește soțului ei și în momentul în care se dăruiește soțul ei, îl cucerește. Și în momentul ăla ea este cea care îi cucerește inima. Dar, dincolo de faptul de a fi doar valabil pentru femei, lucrul ăsta, e valabil pentru ființa umană. În momentul în care noi, ca și ființe umane, ne abandonăm, avem putere. Și Alphonse Gottman, un preot francez, spunea așa: noi avem putere asupra inimii lui Dumnezeu. Și această putere asupra lui Dumnezeu, sună așa, este abandonarea. În momentul în care un om se abandonează, exact așa cum o femeie, dacă se abandonează soțului ei, îl câștigă și îl cucerește și are putere asupra lui, spune același lucru. Noi, ca și oameni, îl avem în relație cu Dumnezeu. Dacă un om se abandonează și se dăruiește lui Dumnezeu, Dumnezeu nu poate să nu răspundă. Este ca și când n-ar putea să reziste la așa ceva. E acea atitudine din partea noastră care îl provoacă pe Dumnezeu să se ridice și să facă ceva pentru noi. Și data trecută am discutat, dacă vă aduceți aminte, tot felul de situații din Biblie în care oameni aflați în situații limite ale vieții lor s-au abandonat. Și în momentul ăla au câștigat o înțelepciune care nu vine din lucruri obișnuite, care nu vine din ceea ce am învățat. Este o înțelepciune care vine de la Dumnezeu, acea înțelepciune a neabandona, a abandonării. Și am văzut că a face lucrul ăsta înseamnă a câștiga. Înseamnă câștig, câștig. Câștigăm indiferent în ce direcție vor merge lucrurile de acolo începând. Bun, și aș vrea să citesc un verset care spune așa. Merge din Matei 18, de la 1 la 4. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis, și important ce le-a zis vis-a-vis de copii, că pe noi ne enervează copiii câteodată, de atât de important că Iisus a luat chiar un astfel de copil, l-a pus în mijlocul ucenicilor, care probabil n-aveau timp de copilul ăla, cu siguranță, dar Iisus l-a pus acolo și a spus: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu
și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Wow! De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Asta înseamnă că putem veni aici în biserică în fiecare duminică și să nu intrăm în împărăția cerurilor? Nu? E provocator lucrul ăsta. Ce înseamnă să fim ca un copilaș? Vă aduceți aminte când erați copilaș? Cum era viața? Cum era viața la vremea aia? Pentru că abandonarea de sine, cum am văzut data trecută, nu înseamnă lene, nu înseamnă plictiseală, nu înseamnă că nu fac nimic. Fac multe lucruri, dar le fac cu altă atitudine, nu cu atitudinea de frică, nu cu atitudinea de control, nu cu atitudinea eu trebuie să țin mâinile, toate lucrurile în mâinile mele. Și copilul, cum își duce viața? În primul rând, ce face un copil? E fără griji, asta e primul lucru. Grija lui e să se joace. Grija lui este să se simtă bine și să facă tot felul de activități drăguțe și haioase și creative. El nu are grijă cu ce mă îmbrac mâine, cu ce mănânc mâine, cu unde o să dorm, cu ce trebuie plătit tot ce înseamnă întreținerea acestei case. Copilul nu are grija asta. El, grija lui este să se joace, să se bucure de ziua aia, să se bucure de viață. Și dacă noi învățăm să facem asta, atunci suntem salvați și intrăm în împărăția cerurilor. Dar cum poate un om să se bucure de viață ca un copil? În condițiile în care viața în ziua de azi e atât de ciudată, cu tot felul de lucruri care vin spre noi și ne stresează și ne scutură și ne enervează în fiecare zi câte cineva. De obicei același om. Cum facem? Cum facem să ne bucurăm de viață în condițiile astea? Da, știm toți cine e omul. Nu e greu să ghicim la fiecare cine este. Da, bun, în condițiile astea și la un moment dat vorbeam despre faptul că există o abandonare de sine în relații. Și vom învăța și despre asta, ce înseamnă să ne abandonăm pe noi înșine în relație cu cineva. Pentru că nu înseamnă cum lumea crede într-un mod greșit și cum și noi am crezut altădată că trebuie să tăcem, să răbdăm și să fim așa ca o cârpă de șters pe jos pentru ceilalți, pentru că noi ne-am abandonat pe noi înșine. Nici vorbă, nici vorbă. Hristos, când a fost pe pământ, el a fost definiția abandonării de sine. N-a șters nimeni pe jos cu el decât în momentul în care a fost decizia lui. Da? Deci în momentul în care el a spus, acum împlinesc voia lui Dumnezeu și acum mă dau pe mine însămi. Pe mine însumi mă dau să fiu bătut, scuipat, să fiu lovit. De ce? Ca să împlinesc voia cuiva care este mai mare decât mine. Pentru că în momentul ăla Iisus s-a supus voii Tatălui și a spus, Tată, voia ta să se facă. Asta înseamnă abandonare de sine. Abandonare de sine înseamnă nu sunt slab, sunt prost, sunt neputincios, sunt miloc și fiecare face cu mine ce vrea, nici vorbă. Abandonare de sine înseamnă iau decizia, eu, ce să fac în situația asta în ascultare de Dumnezeu. Exact cum a făcut Hristos. Iar dacă a ascultat de Dumnezeu înseamnă să fiu lovit, atunci sunt lovit. Iar dacă ascultat de Dumnezeu înseamnă să mă lupt, atunci mă lupt. Dar fac asta nu ca reacție de frică sau de furie. Fac asta în ascultare de Dumnezeu. Și asta trebuie să învățăm. Și am văzut că abandonarea de sine nu înseamnă lene și nu înseamnă reacție prin frică, prin fugă sau luptă, cum ne vine nouă în mod natural să facem. Da? Fiecare om, atunci când este în pericol, are o reacție naturală. Luptă sau fugi. Astea sunt reacțiile care noi le avem. De obicei, cei care au temperamentul mai coleric, așa, ăia luptă. Ceilalți care au temperament mai liniștit, ăia fug. Dar avem în noi înșine instinctul ăsta. Ori de câte ori apare un pericol, luptă sau fugi. Analizăm un pic să vedem pericolul cam cât de agresiv este și în momentul ăla luăm o decizie și una din astea două le facem imediat. Și animalele fac la fel și noi oamenii avem același instinct. Când vine pericolul, fie ne luptăm, fie fugim. Da? Dar a trăi cu Hristos înseamnă să depășim chestia asta. Și în psihologie s-a scris mult și se scrie mult pe tema asta. Nu doar în scriptură este mult, dar și în psihologie este mult, pentru că psihologia a luat principiile de acolo și le-a implementat în ce privește sănătatea psihică
ca să putem să ajungem la un echilibru emoțional și a venit cu principiile de acolo și Eckhart Tolle, un psiholog foarte cunoscut, care merge foarte tare pe subiectul ăsta și a scris multe cărți pe tema asta abandonării de sine, el spune așa, abandonează-te prezentului. Și mă gândeam, Doamne, un om care nu trăiește cu Dumnezeu vine și îți spune ție și mie, abandonează-te, abandonează-te cui? Abandonează-te prezentului. Și mă gândeam, sunt oameni care câștigă doar abandonându-se prezentului, fără să aibă o ființă la care se raportează, fără să aibă un creator la care se raportează, fără să aibă dragostea lui la care se raportează, doar limitându-se la ce e aici și acum. Și oamenii ăștia câștigă doar din atât. Noi care avem infinit mai mult, că avem pe Creatorul care este lângă noi, nouă ne este teamă să ne abandonăm. Noi încă mai ezităm și încă mai stăm pe gânduri să facem sau să nu facem lucrul ăsta. Și oameni din lume, oameni fără Dumnezeu, scriu cărți și au tot felul de experiențe pe tema abandonării de sine în fața prezentului, adică ceva atât de abstract. Mi se pare ceva atât de sărac, atât de minim ca să te abandonezi prezentului. Adică, ce înseamnă asta? Cui? Prezentul însemnând ce? Însemnând momentului de acum, punct. Atât, că n-are ce să-ți dea altceva. Dacă nu-l are pe Dumnezeu, ce să-ți dea altceva? N-are ce. Și atunci el vine și spune, abandonează-te prezentului. Noi avem ceva infinit mai valoros cui să ne abandonăm. Și anume celui care ne-a creat. Pe cine ne cunoaște mai bine? Cine ne protejează mai bine? Cine ne iubește mai mult decât cel care ne-a creat? Dacă El nu e suficient pentru noi ca să ne putem abandona Lui, atunci cine ar putea să fie? Prezentul? E ceva atât de sărăcăcios, doar prezentului să te abandonezi. Și aș vrea să citim un pasaj care vorbește frumos despre ce au făcut ucenicii și pasajul din Fapte 4, 29 și 30. Și spune așa, și aici e vorba de ucenici, și spune așa, și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, celui sfânt, Iisus. Ce s-a întâmplat aici, în Faptele Apostolilor? Era prima dată când ucenicii au fost amenințați și bătuți. După ce Iisus se înălțase la cer, le-a dat porunca aceasta, mergeți și vestiți Evanghelia. Dar le-a spus, mergeți până la capătul pământului și vestiți Evanghelia. Dar ei stăteau încă acolo în Ierusalim, că era un loc călduț și bun în Ierusalim, era ceea ce știau, cunoșteau. Și erau acolo în Ierusalim, vestind Evanghelia. Și soborul bisericesc din vremea aia a fost foarte revoltat de faptul că ei vestesc Evanghelia și îl vestesc pe Iisus ca Mesia. Și momentul ăla a pus să-i prinde, i-a bătut, i-a amenințat și după aia le-a dat drumul. Și acum ucenicii se întorc la ei lor, în biserica lor, la frații lor. Și le spun celorlalți, uite ce ni s-a întâmplat, uite, ne-au bătut, ne-au amenințat, ne-au spus asta, ne-au spus aia în altă. Și acum asta e reacția lor. Dacă noi am fi fost în locul lor sau eu aș fi fost în locul lor, cum ar fi fost rugăciunea? Cum ar fi fost rugăciunea noastră? Ar fi fost, Doamne, închide-le gura, Doamne, fă-le, dă-le. Deci cumva să tacă și să fie dați la o parte din calea noastră, nu? Am fi vrut asta, fiecare din noi, ca oamenii ăștia răi care ne-au bătut, care ne-au amenințat și care ne vor rău, să fie dați la o parte, să dispare din calea noastră, să se ducă unde vor, dar să nu ne mai deranjeze pe noi cu ceva, să nu ne mai incomodeze pe noi cu ceva. Noi să avem libertate, că asta ne dorim cu toții, să ne simțim bine, să avem libertate, să facem lucrurile așa cum simțim noi și cum considerăm. Dar ei, spre deosebire de noi, au venit la ei lor și au făcut altă rugăciune. N-au zis, Doamne, dă-i deoparte, Doamne, trimite-i de aici, Doamne, să nu mai fie în calea noastră. Ei s-au rugat altfel. Nu să fie ăștia îndepărtați. Deși, în mod natural, toți asta am fi vrut în locul lor. Orice opreliște să fie dată la o parte, nu că așa ne rugăm. Orice lucru ne stă în cale să fie dat la o parte. Dar ei nu s-au rugat lucru din calea lor să fie dat la o parte. Dar cum s-au rugat? Dă putere robilor tăi. Deci, obstacolele rămân acolo, problemele rămân acolo,
necazurile, amenințările, bătăile, toate rămân acolo. Și ei se roagă, Doamne, dă-ne nouă putere. Nu, rugăciunea nu era îndepărtează totul din calea mea, mătură totul așa în calea mea ca să trec pe loc drept și senin și să nu mă deranjeze nimic. Nu, rugăciunea era dă-mi putere. Acum eu întreb, cât ne rugăm noi să schimbe Dumnezeu pe alții? Cât ne rugăm noi să schimbe Dumnezeu șeful, să schimbe Dumnezeu soțul, să schimbe Dumnezeu soția, să schimbe Dumnezeu copiii, părinții, vecinii și cât ne rugăm, Doamne, dă-mi putere ca să pot să te reprezint pe tine pentru soțul meu, pentru soția mea, pentru copiii mei, pentru părinții mei, pentru nași, pentru fiini, pentru, eu știu, rude care avem. Cât ne rugăm să ne dea Domnul nouă putere și cât ne rugăm să schimbe Dumnezeu pe alții. Vă regăsiți undeva aici? Nu-i că ne vine mai ușor să zicem, Doamne, rezolvă Tu pe fiecare în parte ca să nu mai aibă nimic de a face cu mine și să nu mă mai deranjeze pe mine cu nimic, decât să ne rugăm, Doamne, dă-mi putere. Nu mă rog să dai la o parte orice obstacol din calea mea, mă rog ca în ciuda obstacolelor care vor fi tot timpul în fața mea, eu să am putere, eu să am răbdare și eu să mă pot abandona. Asta înseamnă abandonare de sine. Înseamnă nu mai stau să aștept să se schimbe lumea. Nu mai stau să aștept să vină primăvara, să vină toamna, să vină vara, să vină iarna, că dacă va veni alt anotimp, mai prielnic, voi fi și eu cum ar trebui. Nu există. În anotimpul în care ne aflăm fiecare, că este primăvară sau că este iarnă, în anotimpul în care ne aflăm, provocarea este aici, în situația în care suntem, să luminăm cu lumina lui Dumnezeu. Nu să ne rugăm să aducă Dumnezeu primăvară, vară, să fie timp frumos și atunci suntem și noi fericiți, nici vorbă. Dacă nu ești fericit acum, în situația în care te afli, nici atunci nu o să fii. Da? Și atunci provocarea este în interior, trebuie să se schimbe ceva, nu în exterior. Nu trebuie să se schimbe Dan, nu trebuie să se schimbe vecinul, nu trebuie să se schimbe tata sau mama. Trebuie să mă schimb eu. Și atât de dureros și de greu e lucrul ăsta. Pentru că nu ne vine în mod natural să facem asta. Ultimul lucru de pe pământ care ne vine să-l facem este să ne schimbăm noi. Și spun asta din experiență personală, nu trebuie să mă uit la cineva anume. Da? Ne este mult mai ușor să așteptăm de la celălalt să se schimbe. Dar câtă vreme nu ne schimbăm noi, nu se va întâmpla lucrul ăsta. Și aici este provocarea noastră a tuturor. Până aici are sens pentru cineva ce spun? Da? Ok. Bun. Ce înseamnă de fapt asta? Hai să vedem cum facem. Că acum teoria ca teoria. Hai să vedem cum facem practic lucrul ăsta. Înainte să fie cina, adică să se dea sângele și trupul lui Iisus, Biblia spune în Corinteni, înainte să vă împărtășiți cu trupul și sângele lui Hristos, ce să faceți? Cercetați-vă, cercetați-vă. Pe cine să cercetezi? Fiecare pe el însuși, așa spune. Fiecare om să se cerceteze pe el însuși. Mie mi-e atât de ușor să cercetez pe alții și să spun altora la fiecare ce-i bine și ce nu-i bine. Asta e foarte ușor. Ne vine natural la tot să cercetăm pe altul. Mai ales partenerul de cuplu, foarte des îl cercetăm. Dar cum ar fi să ne cercetăm pe noi înșine? Da? Fiecare să se cerceteze pe el însuși. Ei, abandonarea de sine începe cu a te cerceta pe tine însuți. Deci primul lucru care îl avem de făcut, asta în termeni spirituali, în termeni psihologici, spune intră în rolul de observator. Adică, ce înseamnă rolul de observator? Stai lângă tine, tu lângă tine și uită-te din afară la tine și analizează-te. Și stai așa puțin și te uită la tine. Uită-te în interiorul tău, pentru că tu te poți vedea și în interior. Uită-te să vezi ce e în mintea ta, uită-te să vezi ce e în sufletul tău, uită-te să vezi cum te simți. Ăsta e primul lucru, de aici începe. Fiecare să se cerceteze pe el însuși. Și începe prin faptul că prima dată ne oprim din vâltoare, stăm pe loc și ne uităm la noi înșine. De aici începe, de la a cerceta fiecare pe el însuși. Și atunci stau în afara mea și mă uit la mine și îmi văd gândurile, îmi văd emoția și văd că în mine, în mod natural, există tendința de a mă revolta. Nu este om să nu aibă tendința asta. Toți o avem. Prin naștere, prin simplu fapt că ne-am născut pe pământ, toți avem tendința de a ne revolta. Există rezistență în noi. De fiecare dată când ceva ne critică,
De fiecare dată când cineva ne repezește, de fiecare dată când cineva se ia de noi, tendința naturală care o avem toți, fără nicio excepție, este momentul ăla. Ne revoltăm. Este cineva care nu are asta? Nu. Toți o avem. Toți ne revoltăm când ne dăm seama că cineva nu s-a ținut de cuvânt. Da? Când cineva ne spune un lucru și nu face lucrul ăla. Care e reacția care o avem? Toți ne enervăm. Da? Pe toți ne deranjează lucrul ăsta. Sau când cineva ne acuză pe nedrept de ceva, nu înțelege ce am vrut să-i spunem și interpretează greșit și ca urmare ne repezește sau ne judecă sau ne critică, toți în momentul ăla ne revoltăm. Asta e exact opusul abandonării de sine. De fiecare dată când ne enervăm, este opusul abandonării de sine. Abandonarea de sine înseamnă mă opresc. Nu dau curs reacției care îmi vine în mod natural. În mod natural îmi vine să mă lupt. Luptă sau fugi, da? Reacția aia, luptă sau fugi. Dar de data asta, nu lupt, nu fug, ci intru în rolul de observator. Adică mă situez în afară și mă uit din afară la situație. Și de acolo, din rolul de observator, mă uit la mine și mă analizez în interior. Prima dată, după ce fac asta, accept ceea ce simt. Și anume faptul că mă doare, că mă revoltă, că ceva mă roade înăuntru în momentul ăla. Deci prima dată intru în rolul de observator, doi, accept faptul că în mine există o rezistență naturală la orice lucru care vine din afară și mi se pare nedrept. Și ăsta e foarte important, pentru că în momentul în care mă uit la mine și accept ceea ce simt, deja ceva se liniștește. Dar trebuie să fac exercițiul ăsta. Nimeni nu ne învață să facem asta, clar. La mama n-am văzut, la tata n-am văzut, la bunici n-am văzut, în jurul nostru, la oameni n-am văzut, pe nimeni n-am văzut. În fața unei provocări să se oprească și să se analizeze bine. Cum am zis data trecută, înțelepciunea de pe urmă. Înțelepciunea de pe urmă vine când ne oprim și analizăm situația și nu reacționăm impulsiv la ceea ce ne vine. Înțelepciunea de pe urmă vine în momentul în care ne oprim. Și atunci, pasul 3. Vedem ce ne ajută de fapt. Și anume ne putem odihni în Dumnezeu. Pentru că vom vedea ce beneficii are abandonarea de sine, că noi nu facem nimic gratuit, că este un efort foarte mare. Și noi efortul ăsta foarte mare nu-l facem așa, că a zis Maria Bolda într-o duminică. Nu, nici vorbă. Lucrul ăsta îl facem dacă și numai dacă avem ceva de câștigat. Nu-l facem degeaba. Pentru că e un efort foarte mare să nu răspunzi cu palmă la palmă, cu furie la furie, cu ură la ură, cu agresivitate la agresivitate, cu nedreptate. E foarte greu să nu răspunzi cu nedreptate sau cu aceeași pastilă. Nu, în mod natural asta ne vine să facem. Și atunci, Biblia spune, cercetați-vă, fiecare să se cerceteze pe el însuși și după aia să se apropie de pâinea și trupul și sângele lui Iisus. Asta avem de făcut. Fiecare să se cerceteze pe el însuși. Și noi și emoțiile noastre să ne împrietenim, să ne cunoaștem și să devenim prieteni cu noi înșine. Și în momentul ăla, cel puțin să mă accept pe mine. Măcar să fiu conștientă ce se întâmplă în interiorul meu și să accept lucrul ăla. Și Iisus, când a fost în grădina Ghețimani și a fost copleșit de niște emoții foarte puternice, el n-a avut probleme să recunoască emoțiile lui. Nu i-a fost rușine să spună, sunt copleșit de o întristare de moarte. El n-a avut probleme să-și recunoască emoțiile. Uite că noi avem. Pentru că nu ne asemănăm cu el în privința asta. Noi am învățat de la părinții noștri, când simțim o emoție, ce să facem? Să o ascundem, să o negăm. Să ne facem ca și când n-ar fi. Asta în cazul fericit, în cazul în care nu dăm celuilalt confort cu ceea ce ne-a dat el. Adică fie să luptăm, fie să fugim. Exact ceea ce spuneam, da? Instinctul ăla, luptă sau fugi. Noi asta am văzut la părinți. Noi n-am văzut părinții noștri gestionând sănătos emoțiile. Și pentru că ei n-au făcut lucrul ăsta într-un mod sănătos și matur, nici noi nu știm să facem. Și noi reacționăm după modelul luptă sau fugi. Și atunci vine Hristos în grădina Ghețiman și spune, eu, care-s Fiul lui Dumnezeu, în momentul ăsta mă simt copleșit
de o întristare de moarte. El n-a avut probleme să-și recunoască emoțiile. N-a avut probleme să-și le accepte și să spună, da, asta simt eu în momentul ăsta. Și nu întâmplător, tatăl a trimis niște îngeri să-l ajute. Pentru că s-a smerit când a recunoscut ce simte. Aia e un act de smerenie. Pentru că a fi mândru înseamnă nu recunosc că mi-e frică. Nu recunosc că mă doare, nu recunosc că mă simt jignit, nu recunosc că mă simt îndurerat, nu recunosc că mă simt respins. Mă comport ca și când aș fi. Asta când vorbeam de umbră, vă aduceți aminte că am discutat despre asta. Hristos n-a avut probleme să-și recunoască emoțiile și să devină conștient de ele și să și le accepte. Da, asta simt acum. Și tatăl i-a trimis niște îngeri care au venit lângă el și l-au sprijinit, l-au ajutat. Credeți că nu ne trimite tatăl și nouă îngeri când suntem în situații de genul ăsta? Ba da, ne trimite o grămadă de îngeri. Elisei zicea, Doamne, deschide-i ochii lui Gehazi să vadă că muntele e plin de îngeri, că cei care sunt cu noi sunt mai mulți decât cei care sunt împotriva noastră. Dar deschide ochii să vadă, Elisei îi vedea, chiar dacă îi vedea doar cu ochii spirituali, pentru că fizic nu se vedeau îngerii, dar cu ochii spirituali îi vedea. Ei, în momentul în care împlinim cuvântul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, vin îngerii și ne slujesc. În momentul ăla avem putere suplimentară. Dar nu câtă vreme rămânem în mândria noastră, în aroganța noastră și în lupta noastră cu noi înșine și cu ceilalți. Și mă gândeam cât de important e lucrul ăsta să facem asta la ascultare de Dumnezeu. Pur și simplu să ne dăm voie să rămânem lângă Dumnezeu și să ne bucurăm de El. Și sunt câteva lucruri care le-am scris în legătură cu abandonarea de sine și la ce ne ajută. Pentru că dacă nu ne ajută, practic, și nu ne ajută foarte concret, noi nu facem atâta efort. Eu sunt un efort foarte mare. Eu m-am văzut pe mine, punându-mă în situația asta și luptând să nu dau curs la ceea ce îmi vine pe moment. Și am văzut că pe moment e o luptă. Pentru că sunt două forțe noi. Una care ne trage spre Dumnezeu și spre a asculta și a ne supune și una care zice vreau să îmi fac dreptate. Și este o parte din noi care spune nu, dă cu pumnul în masă și spune nu, eu îmi fac dreptate. Nu-i corect. Există o putere în noi care vine din firea pământească și care spune nu-i corect. Nu-i drept și dă cu pumnul în masă, fă-ți dreptate. E și în momentul ăla noi deja avem experiență, știm cum să ne facem dreptate. Aici ne pricepem foarte bine și ne pricepem să rănim pe celălalt foarte bine. Și atunci vine Dumnezeu și spune, lasă-mă pe mine să-ți fac dreptate. Deci ce avem de câștigat oare? Și acum vă întreb pe voi, ce avem de câștigat? Și hai să venim cu lucruri practice. Să nu mergem din prima pe cele spirituale, practice. Ce avem de câștigat dacă facem un efort atât de mare? Pentru că numai la început e efortul mare, un minut. După un minut, efortul nu mai e. După aia începe să apară câștigul. Dar un minut, poate și mai puțin, poate mai mult, dar în orice caz, un minut se dă o bătălie. Cunoașteți bătălia asta? Da? Un minut se dă o bătălie teribilă. Și după aia vine câștigul. Care e câștigul după aia? Dacă n-ai cedat și ai rămas în supunere față de Dumnezeu și în abandonarea de sine, care e câștigul? Ce câștigă în momentul ăla? Liniște. Liniște, așa. Așa. Exact. Deci un lucru important, ne ridicăm deasupra situației. Noi vrem asta tot timpul, nu? Tot timpul vrem să ne ridicăm deasupra situațiilor vieții. Numai că noi vrem să ne ridicăm deasupra lor bătându-ne. Bătându-ne cu lumea, cu unii cu alții, cu noi înșine. Noi vrem să ne ridicăm, asta toți vrem, să fim deasupra situațiilor vieții. Și atunci ne oțelim brațele, mușchii și ne luptăm și ne luptăm și ne luptăm și ne luptăm. La un moment dat obosim și ne dăm seama că n-am reușit nimic, absolut nimic. Și atunci vine Dumnezeu și spune, abandonează-te. Exact ceea ce ai spus lui Petru, hai la mine, hai pe apă la mine. Și Petru a ieșit afară din barcă și a venit la Hristos, pe apă, până când? Până când s-a uitat în jurul lui. În momentul ăla s-a dus abandonul de sine, s-a dus totul. Deci tare important asta la ce ne uităm.
Bun, deci primul lucru sau un lucru, că nu există primul sau al doilea, un lucru care îl câștigăm este ce zice Alex, și anume ne ridicăm deasupra situațiilor vieții. Asta ne place. Asta ne place, când ne simțim noi că ne-am ridicat deasupra și că avem stăpânire, ne simțim bine în momentul ăla. Alt lucru. În primul rând, și eu vorbeam dată cu o lună de zile în urmă despre lucrul ăsta, noi ca oameni, ca corp fizic, nu suntem făcuți fizic pentru luptă. Pentru lupta asta psihică, nu suntem făcuți. Asta înseamnă că în momentul în care intrăm în programul la luptă sau fugi, ce se întâmplă în corp? Pierzi. Așa? Putere. Așa? Energia. Și ce se întâmplă cu corpul în momentul ăla? Se încordează, se încordează. În momentul ăla, în corpul nostru, se eliberează niște substanțe, da? Apare adrenalina. Deci, în momentul ăla, tot corpul nostru se încordează. Ați simțit asta? Dintr-o dată se ridică așa ceva în interiorul nostru și tot corpul se încordează. Ei, dacă noi rămânem în timpul ăsta așa încordat și rămânem cu încordare, ce se întâmplă cu timpul în încordarea asta? Ce efect are fizic asupra noastră? Exact. Deci sistemul imunitar cade. În momentul ăla, corpul nostru se revoltă, pentru că noi nu suntem făcuți să trăim în încordarea asta. Noi suntem făcuți să trăim în relaxare. Dar când ne încordăm ca să ne luptăm sau ca să fugim, noi suntem împotriva naturii făcute de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut să trăim în relaxare, nu în încordare și luptă. Și atunci Dumnezeu ne-a făcut într-un fel și noi ne luptăm și ieșim din ceea ce Dumnezeu a hotărât pentru noi. Și ne îmbolnăvim. De asta sunt atât de mulți oameni bolnavi. De asta se moare de la vârste din ce în ce mai tinere de infarct, de atac cerebral, de tot felul de lucruri. Pentru că există o încordare în trupul oamenilor, care o simt sau nu o simt, depinde, dar ea e acolo, o încordare, și atunci veringa slabă cedează, pentru că cât poate să țină corpul încordarea aia? La un moment dat cedează ceva. Și atunci sunt atât de multe farmacii și clinici, una după alta, una după alta, una după alta, și toate merg bine. De ce? Pentru că oamenii sunt din ce în ce mai bolnavi. Există atâta încordare în corpul oamenilor, în mintea lor, în sufletul lor. Atât de multă încordare și tot timpul țin contra la ceva. Tot timpul țin contra la ceva. Din cauza fricii care s-a acumulat în corp. Și atunci, de acolo și până la boală, e doar o chestiune de timp. Da? Și din cauza asta și sunt atât de mulți pacienți la fiecare clinică, la fiecare cabinet, plin de oameni care își caută sănătatea, liniștea, alinarea prin medici, prin tratamente, prin tot felul de lucruri. Pe moment poate chiar ajută, pe termen lung, dacă nu se schimbă ceva în interiorul nostru, vindecăm într-o parte și se îmbolnăvește altă parte. Pentru că încordarea aia mereu va produce un dezechilibru. Da? Deci soluția până la urmă nu este să tot mergem la un medic și la celălalt și la celălalt și la celălalt, ci să tratăm rădăcina bolilor și problemelor noastre. Da? Și important lucrul ăsta. Deci un lucru este sănătate. Trăiești mai mult. Dacă vrei să trăiești mai mult, învață să te abandonezi. Dacă vrei să trăiești sănătos mai mult, învață să te abandonezi. Trăiești mai mult dacă te abandonezi. Asta e clar. Dacă vrei să mori de tânăr, dacă vrei să mori de vreme, dacă vrei să mori înainte de vreme, atunci luptă-te. Luptă-te și ține contra tot timpul la ceva și la cineva. Și mă aduc aminte de Pustan când zicea că au murit mai mulți oameni de chiftele decât de alte boli. Și mă gândeam, lăsând chiftelele deoparte, încordarea asta clar că produce boală. Și dacă nu suntem atenți, dar hai să ne analizăm singuri pe noi. Gândiți-vă după o ceartă sau în timpul unei certi, cum funcționează corpul, ce se întâmplă în corp. Dacă am putea să ne analizăm la un aparat și să vedem cum pulsează sângele și ce se întâmplă în celule și ce se întâmplă în vasele de sânge în momentul ăla, am avea, cred că, un șoc. Și am zice, eu nu mă mai expun în grabă la așa ceva. Pentru că, într-adevăr, în momentul ăla ne expunem. Da? Deci este un lucru care câștigăm. Și aduceți-vă aminte, în fața unui conflict, dacă vreți să trăiți mai mult, dacă vrem să trăim mai mult, să nu ne luptăm cu omul din fața noastră.
nici să-i dovedim că n-are dreptate, nici să-i dovedim că trebuie să fie cum spunem noi. E mai important să ne abandonăm. Alt lucru, câștigi încredere în tine. Mie, lucrul ăsta mi se pare mai important ca ălalt. Câștigi încredere în tine. Există o lume nebună în care trăim și oamenii, din cauza lipsei de respect de sine și a încrederii în sine, pur și simplu pedalează pe niște lucruri atât de greșite. Toți oamenii își doresc să aibă încredere în ei. De ce? De ce ne dorim să avem încredere în noi? Ca să trăim mai bine. Bun, altceva. Ca să reușești. Nu poți reuși dacă nu ai încredere în tine. Și e lucru studiat, oamenii, dacă au de ales între a trăi mai mult sau a reuși, aleg să reușească și să trăiască mai puțin decât să trăiască mult și să nu reușească. Deci, până la urmă, fiecare din noi are măcar un domeniu, măcar un lucru în care își dorește să reușească. Unul își dorește să aibă familie, altul își dorește să aibă copii, altul își dorește să aibă bani, altul își dorește să aibă o afacere prosperă, altul își dorește să se poată muta, nu știu, în altă țară. Fiecare își dorește ceva. Vrei să reușești în lucrul ăla care ți-l dorești sau să crești copiii mari și sănătoși și echilibrați? Primul lucru este să ai încredere. Fără încredere în sine, acea încredere sănătoasă care vine dintr-un echilibru, putem face cursul de dezvoltare personală 1100. Dacă un om nu are echilibrul lui interior și doar informația acumulează la nivel de creier, nu e suficient. Iar echilibrul interior și încrederea în noi înșine nu vine din faptul că citim cărți, nu vine din faptul că citim articole sau ne uităm la filmulețe pe YouTube. Nu. Vine din faptul că învățăm să ne abandonăm. Și aș vrea aici să citesc un verset care mi se pare foarte fain, Proverbe 16:32. Asta vis-a-vis de abandonarea de sine și a câștiga încredere și mi se pare tare fain și spune așa: cel încet la mânie. Ne regăsim aici la cel încet la mânie. Cel încet la mânie prețuiește mai mult. Uite că sunt oameni care prețuiesc mai mult. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Wow! Deci e posibil să cucerești cetăți întregi și să nu reușești să le păstrezi. Să nu reușești să faci ceva bun cu ele. De ce? Pentru că nu ai stăpânire de sine. Dacă nu ai stăpânire de sine, n-ai nimic. Și culmea, în momentul în care ne abandonăm pe noi înșine, ne câștigăm pe noi înșine. Cine își pierde viața, o va câștiga. Deci în momentul în care ne abandonăm pe noi înșine, de fapt, câștigăm controlul asupra noastră. Pentru că în momentul ăla noi avem puterea asupra emoțiilor noastre. Și asta este absolut extraordinar. Pentru că primim autoritate. Uite că autoritate ne dorim toți. Toți vrem să avem autoritate. Toți vrem să se facă cum zicem noi, nu? Să fie și în lumea spirituală, și în lumea fizică, și în lumea... Ce zicem noi, aia se întâmple, nu? Că ne place lucrul ăsta. Fără abandonare de sine, nu există. Dacă rămânem, cum spune aici, plin de mânie, nu încet la mânie, ci plin de mânie, pe motivul că avem dreptate, aici nu spune dacă ai dreptate sau nu ai dreptate, spune foarte clar, cel încet la mânie. Asta înseamnă că dacă reușim să ne abandonăm și facem lucrul ăsta, de fapt, suntem mai valoroși și prețuim mai mult decât cel care cucerește 10 cetăți. Acum nu mai e așa o cucerire de cetăți, că atunci nu se mai bat oamenii așa. Dar e vorba de fapt de a merge mai departe și de a merge la alt nivel de autoritate. În domeniul în care ești tu, nu contează în ce domeniu, dar dacă îți dorești să mergi la alt nivel de autoritate, fără această stăpânire de sine care vine din abandonarea de sine, nu se poate. Până aici avem motive să învățăm abandonarea de sine? Ce înseamnă practic abandonarea de sine? Hai să... Cum se face? Întreb, vă întreb pe voi, cum se face abandonarea de sine? Practic. Să nu cauți să-ți faci dreptate, să cauți folosul altora în loc de cel al tău. Pentru că? Câștigi cel mai multe lucruri. Exact, exact, pentru că câștigi ceva mai bun. Dacă rămânem doar acolo, să știi că noi ca oameni nu suntem motivați. Doar să căutăm folosul altuia. Oricât de bun zicem noi că suntem, nu merge doar folosul altuia. Pentru noi.
Dacă nu știm că e pentru noi, să fie sănătos al altul, că n-am eu grijă lui. Dacă nu știm că e de fapt, facem lucrul ăsta pentru noi. Deci, fără asta nu există. Dacă știm că noi trăim mai mult, că noi suntem sănătoși, că noi avem putere prin asta, câștigăm autoritate. Vi s-a întâmplat după o situație de genul ăsta să vă simțiți mândri de voi înși vă? Nu că e un sentiment plăcut. Când îți spui, wow, am reușit, m-am ridicat deasupra. Pentru că de fiecare dată când cineva îți aruncă o provocare și îți vine să răspunzi instinctiv, dar nu o faci. Wow! Ceva înăuntru te face să te simți bine. Ai câștigat. Pur și simplu ai câștigat. De ce? Pentru că așa avem autoritate. Ca și un copil, nu poate avea autoritate, chiar dacă tatăl lui este stăpânul firmei, o firmă multinațională. Dar dacă copilul ăla e copil și e minor și are 4 ani, este el stăpânul firmei? Nu. Poate că tata îl scrie într-adevăr în acte pe el, în actele de, da, de care va fi a lui la un moment dat. Dar dacă el este copil, poate stăpâni firma aia? Nu. De ce? De ce nu poate un copil să stăpânească firma tatălui lui, dacă are 4 ani? Exact! Deci el poate avea, poate avea. Exact, dar de ce nu-i permite legea? Exact, deci nu poate, da? Un copil nu poate stăpâni, pentru că ți-e frică să lași pe un copil să stăpânească ceva. De ce? Ce face copilul? Ce îi trece prin cap, aia face? Orice, da? În funcție de cum se trezește dimineața aia. Dacă s-a trezit cu fundul în sus, clar că toate lucrurile vor merge aiurea. Dar problema nu este la 4 ani când cineva face așa. Problema este când avem 40 de ani și facem așa. Asta e o problemă. Și atunci cum putem noi stăpâni ce ne dă Dumnezeu Tatăl dacă noi ne comportăm ca un copil? Ne poate da Dumnezeu stăpânire? Nu. Dar ce am face cu ea dacă ne-ar da-o? Praf și pulbere, asta am face. Am distruge foarte mult. Și sunt oameni care au ajuns la un anumit nivel și de acolo au putut distruge foarte mult. Pentru că dacă nu te ajută caracterul, degeaba ai daruri. E o mare diferență între dar și caracter. Darul ți-l dă Dumnezeu. Nu plătești pentru el și nu-l meriți. Caracterul, în schimb, se formează în timp, prin experiență și prin suferință. Nu se formează caracterul fără suferință. Dar ce fel de suferință? Că nu poți să zici că ăla care e mai bătut de soartă, ăla are mai multă autoritate. Nici vorbă. Pentru că suferința aia trebuie să fi fost transformată în îngrășământ pentru el, în ceva bun. Dacă suferința nu o transformăm în ceva bun care să ne ridice mai sus, degeaba am suferit. Da? Lumea spune, orice nu te omoară te face mai puternic. Nici vorbă. Te face mai puternic dacă lucrezi cu experiența aia și o convertești în ceva favorabil ție. Dar nu toate suferințele ne ajută. Sunt o grămadă de oameni care suferă și nu-i ajută la absolut nimic, dimpotrivă. Devin plini de furie și amărăciune, deci nu-i ajută la nimic. Și atunci orice suferință care vine în viața noastră este o ocazie. Fie o convertim în ceva favorabil nouă prin faptul că ne abandonăm, fie ne va trage în jos. Și atunci orice provocare, orice necaz, orice durere poate să ne ducă înainte și să devenim la alt nivel în ce privește autoritatea și puterea, sau să ne ducă în jos și să devenim frustrați, supărați pe viață, pe Dumnezeu, pe oameni. Și din păcate cunoaștem în jurul nostru astfel de oameni de multe ori, da? Oameni care atunci când dau de necaz se revoltă față de Dumnezeu și față de ceilalți. E vina lui mama, e vina lui tata, e vina lui soțul meu, e vina lui soția mea, din cauza lor eu sunt nefericit. Și atunci găsim oameni și pe Dumnezeu dăm vina pe alții. Și în felul ăsta, suferința nu ne ajută la nimic, clar. Putem suferi așa mult și bine, toată viața. Nu ne ajută la nimic. Dar dacă suferința se întoarce spre binele nostru prin atitudinea noastră, în momentul ăla câștigăm. Și alt lucru, care e treapta a doua vis-a-vis de câștig, relația cu Dumnezeu. În relația cu Dumnezeu și în dragostea față de Dumnezeu, mergem la alt nivel.
dincolo de încrederea noi, dincolo de sănătate, dincolo de viață lungă, dincolo de reușită în afaceri sau în orice alt domeniu, e relația cu Dumnezeu. De fapt, ăsta ar trebui să fie motivul principal. Că în relația cu Dumnezeu simțim dragostea Lui. Și vi s-a întâmplat în momente din astea să simțiți dragostea Lui Dumnezeu într-un mod special? Când în loc să răspundeți cu luptă sau fugi, pur și simplu te deschizi pentru Dumnezeu și nu mai reacționezi conform cu ceea ce îți vine să faci? Întotdeauna, în astfel de momente, Dumnezeu vine și ne dă dragostea Lui. Și ăsta ar trebui să fie, de fapt, principalul motiv. Și vreau să vă spun că Dumnezeu nu ne cere niciodată nouă ceva ce n-a făcut El. Și asta mi se pare grozav la Dumnezeu. Dacă El ar fi stat acolo în cer, înconjurat de îngeri, de slavă, de lumină, de tot ce e bun și frumos, și de acolo ne spunea, uite, să faceți așa, așa, și tu să faci așa, și tu să faci așa, și voi să faceți așa, parcă am fi zis în sinea noastră, da, dar tu nu știi cum e. Tu nu știi cum e să trăiești cu un partener ca al meu, cu niște copii ca ai mei, cu niște oameni ca cei în care sunt în lumea asta, dar ți-e ușor să vorbești de acolo, de pe tron, că tu nu știi ce e aici pe pământ. Tu habar n-ai cum mă doare pe mine stomacul, tu nu știi cum mă doare pe mine capul, tu nu știi ce bătăi de cap îmi dă ăla și ăla și ălalt. Așa am fi zis. Sau așa am fi putut zice. Dar nu există niciun lucru care să ne-l ceară Dumnezeu să nu-l fi făcut El. Și atunci dacă eu spun pe mine mă deranjează Alex sau Mircea, dar Iisus oare ce poate să spună de oamenii care l-au bătut? De oamenii care i-au smuls părul din barbă, de oamenii care i-au dat pălmi, de oamenii care l-au scuipat în ochi. Adică creația vine și te scuipă pe tine, Creator, pe față. Și tu să nu reacționezi cu luptă și să spui, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Cine ne poate învăța mai bine ce înseamnă abandonul? Sau cum pot eu să-i spun lui Dumnezeu, tu nu știi ce înseamnă asta, sau asta, sau asta, sau cealaltă? Oare este lucru care să-l fi trăit noi, să nu-l fi trăit Hristos? Sentimentul ăla de singurătate care poate-l simțim noi câteodată, oare nu l-a simțit mai mult de 1000 de ori Hristos când a spus, Tată, pentru ce m-ai părăsit? Ce am făcut să mă părăsești? De ce m-ai lăsat aici? Pentru că ăla era planul lui Dumnezeu. Ce sentiment avem noi și să nu-l fi avut El? Ce luptă avem noi și să nu fi dus El înainte? Și atunci, dacă l-avem pe El, cum mai putem să spunem, tu nu știi ce înseamnă asta? Pentru că nu există nimic. Nu există foame, nu există sete, nu există singurătate, nu există respingere, nu există frică să nu fi simțit El înainte. Nu există nimic să nu fi simțit El înainte. Nu există durere să nu fi simțit El fizică, emoțională, spirituală. Toate le-a simțit El. Și atunci, n-ar trebui să ne fie asta suficient? El a fost primul care s-a abandonat. El s-a abandonat cu umilință. El s-a abandonat cu umilire. El s-a abandonat. Înainte să ne ceară nouă abandonul, El a făcut-o. El a fost Cel care ne-a dat exemplu. Și aș vrea să citim asta în Biblie și mergem la Matei 26, 52 la 54 și mergem în grădina Ghețiman și acolo Biblia spune așa, atunci Iisus i-a zis, întoarce sabia la locul ei. Și asta îi spune lui Petru care scoate sabia să-l salveze pe Iisus. Da? Deci asta apropo de ce înseamnă rezistență față de ceea ce se întâmplă cu noi. Întoarce sabia la locul ei, că toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Și asta e o lege. De fiecare dată când scoatem sabia, să știm lucrul ăsta. Cine scoate sabia, de sabie va pieri. Asta înseamnă că niciodată nu ne vom putea face dreptate cu sabia. Fie că sabia înseamnă ceva fizic, fie că sabia înseamnă limba noastră. Pentru că câtă vreme ne luptăm împotriva propriului nostru, lucrul ăla se va întoarce împotriva noastră. Și Iisus spune, cel care scoate sabia, de sabie va pieri. Sau crezi cumva că nu pot să-L rog pe Tatăl meu să-mi trimită acum mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile?
că așa trebuia să fie. Cred că îngerii stăteau pregătiți. Cred că în ei se revolta ceva când îl vedeau pe Fiul lui Dumnezeu, bătut, scuipat, lovit și oameni dând în el, lovind în cel care i-a creat. Cred că îngerii erau revoltați de așa o imagine. Cred că lor le venea să intervină și să spulbere pur și simplu oamenii ăia de acolo, ca să îl elibereze pe Hristos. Dar toți au stat și au experimentat acest abandon de sine și au spus nu. Voia Tatălui e mai importantă. Planul lui Dumnezeu e mai important decât ceea ce se revoltă în noi, decât ceea ce fierbe în noi în momentul ăsta. Pentru că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, încât s-a abandonat pe sine ca să câștige lumea. În final, nu doar noi câștigăm prin faptul că ne abandonăm. Dumnezeu câștigă prin faptul că s-a abandonat. Nu numai noi câștigăm, și El câștigă. Deci asta înseamnă că noi reușim să cucerim inima lui Dumnezeu prin faptul că ne abandonăm în fața Lui. Iar Dumnezeu reușește să cucerească inima noastră prin faptul că s-a abandonat El însuși înainte pentru noi. El s-a abandonat în fața noastră. Nouă ne este greu să ne abandonăm unul fața celuilalt. Pentru că chiar dacă celălalt știm că are intenții bune, totuși nu-ți vine să te abandonezi celuilalt. Pentru că încă există o rezistență în noi. Încă ceva spune, protejează-te, apără-te. Da, dacă el uită, da, dacă el nu-și aduce aminte, da, dacă face, da, dacă nu poate, da, dacă nu știe, da, dacă ceva nu iese bine, apără-te, ia-ți tu măsuri de siguranță, ține-te la adăpost de oameni. Asta spune firea noastră pământească. Chiar dacă știm că omul are intenții bune. Acum gândiți-vă în mijlocul nostru câți oameni au venit de-a lungul timpului. Au știut că avem intenții bune? Da. Au venit cu noi? Nu. Mulți. Unii au venit, unii nu. De ce? Pentru că omul în sine există în el o putere mai mare. Și anume asta de frică. Frica spune, nu te apropia de alții. Nu te apropia, au intenții bune, dar nu te apropia. Ați auzit în urechile voastre vreodată vocea asta? Da? Ei, vreau să spun că Iisus nu doar că s-a abandonat în fața cuiva cu intenții bune, că oamenii ăia n-aveau intenții bune deloc, oamenii ăia aveau intenția să-L tortureze cu tortura maximă posibilă. Și în fața unor oameni cu intenții rele declarate pe față, s-a abandonat. Ca noi să nu mai avem nicio scuză, niciun. Să nu mai spunem, nu pot. Pentru că El ne-a dat modelul. Și nu numai că ne-a dat modelul, că nu doar atât, ne-a spus, vă dau și putere. Wow! Ne-a spus, vă dau și putere. Și mai citim două pasaje scurte și încheiem. Și spune așa, în Isaia 50, 5 cu 6. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și... nu m-am împotrivit. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit. Nici nu m-am tras înapoi. Se putea Dumnezeu trage înapoi? Se putea, dar n-a vrut. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit. Nici nu m-am tras înapoi. Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau. Wow, ce abandonare de sine! Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări. Asta e abandonul de sine. Niciunul din noi poate nu vom fi puși în situația asta, de a fi scuipați, de a fi bătuți, de a fi chinuiți, așa cum a fost Iisus. Dar dragostea l-a făcut să se ducă mai departe. Dragostea față de Tatăl și dragostea față de noi. Și ultimul verset, pasaj care vreau să-l citim și după aia încheiem, spune așa, Filipeni 2, de la 5 la 11. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Acum, noi de câte ori ne facem deopotrivă cu Dumnezeu și judecăm pe aproapele nostru? Dar Iisus a considerat că nu e cazul să se pună
la nivel cu Dumnezeu. S-a supus chiar că era Dumnezeu. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat, nespus de mult. Unul dintre beneficii este că Dumnezeu nu se lasă dator. Când un om se smerește, Dumnezeu vine și ridică. Este un beneficiu care întotdeauna se va întâmpla. Când un om se smerește, când un om se abandonează pe sine, vine Dumnezeu Tată și ridică pe acel om. Și Dumnezeu spune, eu vă voi cinsti. Adică să te cinstească Dumnezeu. În momentul în care Ștefan a murit, a văzut cerurile deschise. Și ce a văzut când a văzut cerul deschis? Cine știe ce a văzut? Așa, slava lui Dumnezeu. Altceva. Cum? Cum stătea fiul omului la dreapta tatălui? În picioare. În momentul în care Ștefan a murit, Iisus s-a ridicat. Și a spus, vine El. Vine El. Deci merită să mă ridic de pe tron. Vine Ștefan. Și atunci Iisus s-a ridicat ca semn de onoare că vine Ștefan. Adică martorul lui. Adică slujitorul lui, robul lui. Asta e cinstea care ne-o dă Dumnezeu. În momentul în care noi împlinim voia Lui, nu doar că trăim mult, nu doar că trăim mai bine, nu doar că suntem sănătoși, nu doar că avem succes în afaceri, în familie, cu copii, etc. Nu. Mai mult decât atât. Psihologia vine cu lucrurile astea. Dar Biblia spune, eu vă voi cinsti pe voi dacă faceți voia mea. Nu e doar așa un efort de dragul prezentului, cum spune Eckhart Tolle, dăruiește-te prezentului. Nu! Eu vă voi cinsti. Eu vă acord cinste vouă. Noi, niște ființe netremnice, să primim cinste de la Dumnezeu. Când a murit Ștefan, Iisus s-a ridicat în picioare. Așa l-a întâmpinat pe Ștefan. Nu oricum. S-a ridicat de pe tron și a spus, vine El, robul meu, care atunci când a fost pe pământ, a făcut voia mea. Deci mă ridic în picioare ca să-L primesc. Nu e extraordinar lucrul ăsta? Să se ridice Dumnezeu în picioare când vii tu? Wow! Mi se pare extraordinar. Fiecare din noi poate să fie Ștefan. Fiecare din noi poate să se abandoneze pe sine până acolo, încât să împlinească toată voia lui Dumnezeu. În momentul ăla, Dumnezeu se ridică în picioare și ne primește. Și dacă există un lucru care mi-l doresc, este ăsta. Și dacă este un lucru care vi-l doresc fiecăruia, este ăsta. Dumnezeu să se mândrească cu noi. Dumnezeu să-și găsească plăcerea în noi. Și cred că Dumnezeu face asta. Și poate să facă asta în noi. Și ce a început în noi, El se ducă la îndeplinire. E lucrarea Lui, nu a noastră. Nu-s meritele noastre. Vă doresc să aveți o duminică frumoasă. Mulțumesc!